Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi este 31 ianuarie, deci avem clipul cu produse terminate. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Ca de fiecare dată, voi începe cu cărțile pe care le-am citit în luna ianuarie. Am avut, să zic, privilegiul de a citi în această lună niște cărți extraordinar de frumoase, interesante. Și haideți să vi le prezint. Am început anul cu cartea Green Lights, undă verde, scrisă de actorul Matthew McConaughey. Aceasta este o carte nou apărută. Este o carte biografică foarte frumos prezentată, foarte frumos scrisă. Se citește destul de ușor. Și ce mi-a plăcut foarte mult, este o carte altfel. Adică, dacă în celelalte cărți biografice sunt prezentate unul după altul evenimentele, cum, ce a scris, ce film a făcut, ce, unde s-a dus, la ce petrecere s-a dus, nu. Actorul, acest domn extraordinar, un actor foarte bun, a vrut să scrie în această carte, să prezinte evenimentele din viața lui care l-au marcat, care i-au marcat viața și ce a învățat din ele. Ce învățăminte a tras el din toate aceste evenimente. Plus, a vrut să prezinte ce a simțit el în acele momente. Deci nu o să găsiți aici o listă cu filmele în care a jucat și cum s-a întâlnit el cu N persoane și nu. Ci vă vor fi prezentate filmele în sensul de moment al vieții lui în care a venit acel film și ce a reprezentat acest lucru pentru el. Este o carte deosebită. Haideți să vă citesc puțin despre ea, ce scrie pe copertă. De 50 de ani trăiesc viața ce mi-a fost dată. La 42 de ani, de 42 de ani, tot încerc să înțeleg misterul, iar de 35 de ani țin jurnale cu indicii care mi-ar putea aduce revelația a ceea ce este ea. Deci, vă dați seama că despre acest lucru este vorba, despre experiențele lui, despre învățămintele lui, și unde l-au condus toate aceste lucruri. Vă spun numai un singur lucru, are un Oscar câștigat și despre acest lucru vorbește foarte puțin. Mai mult vorbește despre momentul când a câștigat Oscarul, cum era el pregătit în acel moment, ce simțea el în acel moment, nu neapărat că el a câștigat Oscarul și vai ce bine s-a simțit. Deci este o carte altfel. Vă recomand din suflet. Se citește destul de ușor, este nouță, apărut acum în librării. Green Lights, undă verde, de Matthew McConaughey. Vă recomand din suflet. A doua carte pe care am citit-o luna aceasta este o carte pe care am văzut-o în topurile tuturor persoanelor pe care le urmăresc eu, care citesc cărți. Și știam că o am și eu în bibliotecă și am zis, de ce n-am citit-o până în acest moment? E, cred că acum mi-a venit timpul și aceasta este Printre tonuri cenușii de Ruta Sepetis. O carte foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Lituania, iunie 1941, Lina, o adolescentă de 15 ani, fiică de rector universitar, se pregătește să urmeze din toamnă cursurile școlii de arte din Vilnius și așteaptă cu nerăbdare vacanța de vară de dinainte. Dar, într-o noapte, bubuiturile amenințătoare se aud la ușă, iar din acel moment, viața ei și a familiei se schimbă pentru totdeauna. Poliția secretă sovietică, NKVD-ul, îi arestează pe Lina, pe mama și pe frățiorul ei mai mic. Cei trei sunt evacuați din căminul lor și târâți în vagoane de transportat vite, descoperind curând că destinația lor este Siberia. Nu neapărat, cum să spun, acțiunea m-a dus acolo, ci mai mult sentimentele lor, ce au simțit ei în acele momente, cum s-au exprimat ei în acele momente, legăturile dintre oameni care se leagă. Deci aceste lucruri m-au dat peste
pe spate. Deci este o carte foarte, foarte frumos scrisă, simplu scrisă. Se citește ușor, dar extraordinar de frumoasă. Vă recomand. Da, chiar merita să fie în topul oricărui persoane care citește cărți. Și dacă tot am citit cartea Printre tunuri cenușii de Ruta Sepetys, am zis să continui cu a doua carte pe care o aveam. Știți că pe urmă mi-am mai cumpărat încă două cărți de ea, dar în această lună am mai citit și Fântânile tăcerii de Ruta Sepetys. Aceasta a fost ceva mai groasă, dar foarte frumoasă. Față de prima, dacă aceasta primește 5 steluțe, aceasta primește, să zic, un 4,8 steluțe, să zic așa, este între 4,5 și 5. Cam acolo aș spune eu. Nu i-aș da fix 5 steluțe pentru că nu sunt prezentate. Așteptam mai să fie mult mai bine prezentate sentimentele persoanelor decât acțiunea, dar este o carte superbă. E foarte frumos scrisă și este despre o perioadă pe care nu o cunosc. Din păcate, în școală nu se vorbea foarte mult despre acea perioadă și nici cărți foarte multe nu sunt scrise despre acea perioadă. Este perioada Spaniei conduse de Franco după cel de-al doilea război mondial, acea dictatură foarte, foarte urâtă, nu că celelalte sunt mai frumoase, dar și aceasta a fost extrem de urâtă și n-am citit foarte multe despre acea perioadă și mi-a plăcut cartea, mi-au plăcut acțiunile, mi-au plăcut personajele, dar puteau fi puțin dezvoltate, să zic, și sfârșitul este lăsat așa un pic să ne-l imaginăm noi cum vrem noi. Haideți să vă citesc puțin și despre aceasta. Autoarea bestsellerului internațional publicat în 40 de limbi Printre tonuri cenușii, cartea de dinainte, ne oferă un extraordinar și captivant portret al dragostei, al tăcerii și al secretelor în timpul frământărilor interne spaniole de după cel de-al doilea război mondial. Da, este o carte frumoasă, vi-o recomand, la fel se citește destul de repede și este destul de mare, v-am spus, merită citită la fel ca și cea dinainte. Cu tot o altă poveste, cu toată altă lume. A patra carte pe care am citit-o, și un moment că nu mi-am adus-o pe a cincea, ok, am revenit, scuzați. A patra carte pe care am citit-o, la îndemnul Adinei de pe Parfumului 35, este scrisă de Marius Albert Neguț, 1877, Portretul unui iubit desăvârșite. V-am mai spus în celelalte clipuri ale mele, încerc în fiecare lună să citesc măcar o carte scrisă de un scriitor român. Și aceasta am citit-o la îndemnul ei și a fost o poveste superbă, o poveste tristă, nu știu, este acea poveste românească, dar este tristă și despre o dragoste extraordinar de frumos spusă. Foarte frumoasă cartea. Iarăși, povestea este plasată în anul 1877, în timpul războiului de independență, o altă perioadă despre care nu prea se scrie în carte, în cărțile pe care le-am citit. Nu am găsit undeva așa o descriere extraordinară a acelui război. În aceasta este foarte frumoasă descrisă și pusă povestea acolo, în timpul acela. Extraordinar de frumos scrisă, superbă. Haideți să vă citesc un pic despre aceasta. Domnița Ileana de la Rucăr și roșiorul Mihai Anastasescu se îndrăgostesc chiar în pragul războiului de independență 1877. Iubirea lor arde etape chiar sub ochii vigilenței părinților boieri de viță veche și a unui dădace care le colorează cu melița ei de țărancă hâdră povestea romantică. Ritualuri vechi, modă proaspăt sosită de la Paris, emoții dintotdeauna jupânese, agitate și riscante partide de vânătoare se succed într-un ritm amețitor, creând una din cele mai frumoase și simpatice imagini ale unui cuplu sortit să rămână veșnic împreună. Vă recomand. Foarte frumos scrisă, povestea este frumoasă, dar este tristă. Bun, și a cincea carte pe care am început-o luna aceasta și încă citesc la ea, este scrisă de John Barnum Schwartz, se numește Împărăteasa.
Această carte am primit-o de la Ioana Barbu. Dacă n-ați văzut schimbul pe care l-am făcut cu Ioana, te salut, Ioana, și te pup. Uite că am început să citesc cartea de la tine. Dacă n-ați văzut schimbul de cărți și coletul primit de la Ioana, vă sfătuiesc să vă duceți pe canalul meu și să vedeți acolo ce cărți frumoase am primit și ce lucruri minunate. Acum citesc Împărăteasa, îmi place destul de mult, uitați cât am citit. Sunt abia la începutul poveștii. Despre ea o să vorbim luna viitoare, dar să știți că m-a prins. De fapt, am vrut să schimb un pic contextul, am vrut să merg în Asia, prin intermediul unei cărți, să intru într-o altă civilizație și de aceea am ales să citesc cartea Împărăteasa. O aveam pe listă de mult timp, nu o aveam în bibliotecă. Mi-a dat-o Ioana și îmi pare foarte, foarte bine că acum o citesc. Bun, și acestea au fost cărțile pe care le-am citit luna aceasta. Niște cărți foarte frumoase. Vă sfătuiesc, dacă nu mai știți ce să citiți, vă sfătuiesc să le luați și să le citiți. Bun, și acum haideți să trecem la lucrurile noastre. Pentru cine am întâlnit noi astăzi ce aici? Am la fel două pungi mari, le iau la rând, vorbim despre fiecare. Bun, am terminat aceste măști, le-am folosit, FFP2 filtering, acestea, am trecut la alt tip de măști pentru că acelea nu le-am mai regăsit. Am folosit și acest Domestos la 750 de mililitri. Întotdeauna există în casă Domestos, foarte bun, cel mai bun produs pentru toaletă. Apoi am terminat și acest balsam pentru rufe de la Tezorii d'Oriente Fiori di Loto. Îmi place foarte mult, 750 de mililitri. Folosesc mai mult la așternuturi, la prosoape, ceva acestea care să mențină, unde să se mențină acel parfum destul de puternic. Sunt foarte bune, vă sfătuiesc să le folosiți, vedeți că este un preț foarte bun la ele în Altex. Apoi, de la Valentina, o pup pe Valentina și mulțumesc mult, dintr-un soaf făcut cu ea, am primit aceste Instacool de la Optimals, de la Oriflame. Erau niște peciuri pentru ochi. Le-am băgat la frigider și apoi le-am folosit. Foarte bune. Vă sfătuiesc să le folosiți. Ca de fiecare dată am mâncat și aceste musli cu goji de la Sanovita. Vi le arăt aproape în fiecare lună pentru că noi le consumăm. 400 de grame, foarte bune. De fapt, într-o lună, cred că consumăm mai multe, dar eu țin o singură pungă pentru a vi le prezenta. Dintr-un BuzzBox, am primit acest săpun lichid de la Dove, Care and Protect, 250 de mililitri. Este un săpun bun. Nu usucă mâinile, mi-a plăcut, dar un singur lucru pot spune că nu mi-a plăcut. Nu miroase de un produs Dove. Deci dacă îl cumpărați pentru mirosul Dove, recunoscut, nu miroase de a produs, da? Chiar aproape nu are niciun miros, dar este un produs bun pentru că nu usucă mâinile, spală bine, foarte bun, dar să nu vă așteptați cu mirosul, da, să vină la pachet. Apoi, Cătălina a terminat acest denim spray 24 de ore Deo spray. Acesta are 150 de mililitri. A fost așa și așa. Eu am folosit de la Planet Spa această mască tip șervețel Radiant Sheet Mask cu ud și ambră. Îmi place foarte mult. Sunt foarte bune. Sunt îmbibate în produs. Nu curge produsul. Șervețelul e destul de bine făcut și destul de subțire. Stă foarte bine pe față. Vi le recomand. Am terminat și aceste capsule de la Pervol Renew and Care Caps.
Pe acestea le-am primit de la firma Sample It pentru testare și mi-au plăcut mult. Sunt 10 bucăți. Mirosea foarte bine, se păstra mirosul, nu rămâne acolo lipită de... adică acele capsule nu rămâneau lipite de haine, foarte bun produsul. Am terminat ca de obicei de la Sunny Blue acest dezinfectant de mâini cu 70% alcool luat de la Lidl. Știți că le folosesc de luni de zile. Am terminat acest deodorant mare de la Bourjois și din păcate cred că mai am unul singur. Sunt singurele care mă protejează, din păcate nu mai există pe piață. Acest deodorant Tendress. A fost destul de mare, 200 de mililitri, mă proteja, mirosea frumos, nu păta hainele, da, bineînțeles, nu se mai găsesc. Apoi, de la Bjork, tot într-un BuzzBox, am folosit aceste cereale Granola Fruits Rouge Bio, destul de bune, nu extraordinare, dar sunt bune. Am folosit și acești bureți pentru spălarea vaselor de la Ropac, 5 bucăți. Să știți că sunt foarte bune. Nu sunt nici foarte mari, nici foarte mici, nici foarte groși. Sunt perfecți, nu se destramă. Chiar sunt super buni și la un preț extraordinar de bun. Plus că îi găsiți pe oriunde. Mega, Carrefour și așa mai departe. Am terminat tot dintr-un BuzzBox. Vedeți că eu folosesc aceste produse din BuzzBox. Le încerc și vin cu păreri. Am terminat acest Fit Crispy Green de la Melvit. Au fost destul de bune. Fiind, cum să spun eu, sănătoase, știți cum e. Poate nu sunt atât de bune ca chipsurile, știți? Dar ele, ca și produs, chiar țineau... țineau când era foame, te hrăneau și arătau așa. Mi-au plăcut, dar n-aș spune, vai, imediat mă ajute să mi le recumpăr. Am terminat de la Lidl, de la Sien, acest săpun intim, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Îmi pare rău că nu se găsește întotdeauna la Lidl. A fost o ediție limitată cu gălbenele și cu aloe bio, 300 de mililitri, foarte bun produsul. Aș fi vrut să aibă pompiță, pentru că nu l-aș fi folosit așa cantitate mai mare, ar fi fost foarte bine dozat, dar când o să-l văd la Lidl, sau dacă îl vedeți la Lidl, dacă v-a mai apărea, vă recomand să îl încercați. Ca de obicei, o să vedeți și unul sau mai multe, săpunuri lichide de la Farmex, săpun lichid senzitiv cu glicerină, 500 de mililitri, pe acesta le folosește Cătălin. Dacă aveți mâinile sensibile, pielea mâinilor sensibilă, vi le recomand din suflet. De la Oriflame am folosit și acest săpun lichid essential, Gentle Care, cu vitamina E și unt de shea. Mi-a plăcut mult, foarte mult. 300 de mililitri avea. Mirosul era nu foarte puternic, dar chiar nu usca mâinile. Simțeai că te speri foarte bine cu el. Nu știu dacă o să-l recumpăr. Dacă îl primesc cadou sau îl prind la o ofertă, da, o să-l cumpăr, dar așa mi se pare totuși destul de scump pentru 300 de mililitri. V-am spus că mai am mai multe pungulițe. Am consumat și ceva ceai și cred că o să vedem mai multe pachetele. De la Fares cu gălbenele, tot de la Fares tei. În această perioadă bem ceaiuri foarte mult. De la Sample It, de acolo am primit, de la acea firmă am primit un colet cu produse pentru testare și am terminat acest whisky, tot din BuzzBox. Tot din BuzzBox, acest whisky de Singleton mi-a plăcut mult. Era puțin mai tare decât whisky. Nu mă prea pricep eu așa foarte bine, dar față de celelalte de pe piață, era de o calitate mult mai bună, a avut 20 de centilitri
și a fost destul de bun și îmi place și recipientul în care a venit. Am mai terminat o cutie de ceai de la Thealia, Gentle Blossom. Știți că ne plac foarte mult, știți cum arată, vi-l mai arăt. Pliculețele vin așa, aici, ele sunt sub formă de piramidă. Chiar vezi, cum să zic, florile dinăuntru, nu sunt tocate și sfărâmate. Foarte bun ceaiul, găsiți la un preț foarte bun pe farmacia Tei, pe site-ul farmacia Tei. Tot dintr-un buzz box am băut cu ocazia Revelionului această șampanie Zarea Demisec Diamond Collection. Așa arată. E un pic diferită de Zarea normală și mi-a plăcut extraordinar de mult. Este o șampanie premium de la Zarea, dar este atât de bună. Vă recomand din suflet, e puțin mai scumpă decât Zarea normală, dar e atât de catifelată și atât de fină, se aseamănă cu multe șampanii care sunt super scumpe. Aceasta nu este extraordinar de scumpă, cred că am văzut-o în jur de 40 de lei, dar vă spun, este premium și este super bună, foarte, foarte bună. Sticla pare mai mare, dar ea tot 75 de centilitri are, adică ca și o sticlă normală. Foarte bună șampanie, am vrut să vă arăt și să vă spun despre ea. Apoi am mai terminat încă un bidonaj de acesta de dezinfectant de mâini 70% alcool de la Sunny Blue. Știți că nu pot folosi... cum să zici, spiritul, mă înnec când îl folosesc. Ok, o să vedeți mai multe, haideți să vă arăt mai multe. Așa, răsfăț, zic eu, nu sunt ele foarte sănătoase, dar măcar așa odată când suntem cu moralul la pământ, merităm și noi. De la Nescafe 3-in-1 Dark Choco. Eu am pus mai multe poze pe Instagram, vă invit pe Instagramul meu să vedeți acele poze, în care vă arătam că îmi făceam câte un dark choco de acesta, foarte bun, foarte bun produsul. Așa, o dată pe săptămână, când îmi doresc să mă răsfăț, îmi fac o cănuță cu aceste... cu aceste ciocolate. L-am învățat și pe Cătălin și acum, na... Am luat, v-am arătat ca să știți dacă doriți ceva altfel. Apoi, mai am o cutie pe care am folosit-o cu măști. Work scrie pe germană. Sunt făcute în China, dar sunt pentru Germania și sunt foarte bine făcute, vă spun. Apoi, atunci de la Black Friday am cumpărat de la Altex două recipiente, v-am arătat într-un haul, două recipiente cu balsam pentru rufe, Cocolino, 72 de spălări. Era acesta alb și unul albastru. Mi-a plăcut destul de mult. Nu este foarte puternic, nu are un miros puternic. Cred că, fiind senzitiv, vă dați seama, cred că poate fi folosit și pentru copii. Are 1800 de mililitri, 1 litru și 800 de mililitri. Mi-a plăcut destul de mult. Este un produs bun, acum îl folosesc pe cel albastru. O altă mască șervețel pe care am folosit-o tot de la Avon True, cea cu grefuit, la fel, foarte bună, foarte bine făcută. V-am spus, nu curge produsul în, așa peste tot. Șervețelul este fin, se așează foarte bine pe față, chiar îți dă un feeling că ești, că pielea este hidratată și și se simte bine. Cam așa ceva, pielea, tenul nostru și mie îmi plac foarte mult. Cătălina a terminat, ca de obicei, două geluri de duș. Acesta de la L'Oreal Men Expert XL Total Clean 5-in-1. Știți că sunt cele mai bune geluri de duș. Și încă unul, Hydra Energetic tot XL, 300 de mililitri. Pe acesta l-a terminat chiar astăzi, ca să mi-l dea să vi-l prezint. Am mai terminat și acest
deodorant de la L'Oréal Men Expert Shot Control 48 de ore, care are 150 de mililitri, la fel, un produs foarte bun, îi plac foarte mult. Încă un săpun de la Farmec, acesta cu bambus, la 500 de mililitri, îmi place foarte mult, acesta îmi place mie cel mai mult. Am terminat și un șampon de la Farmec, de acesta mare, la 400 de mililitri, cu ulei de argan și keratină. Știți foarte bine că eu întotdeauna am în baie acest șampon Farmec. Atunci când părul meu nu se simte bine, când cade, când nu are vitalitate, când îl văd eu că nu este el sănătos, folosesc Farmec. Bineînțeles, acest șampon nu poți să-l folosești numai ca și șampon, îți trebuie un balsam sau o mască de păr după, dar este un produs foarte bun. Sunt multe variante, nu știu, cred că eu am acum cu multivitamine la baie, acesta a fost cu ulei de argan și keratină, vă sfătuiesc să-l încercați, este un produs românesc, bun și ieftin. Mai am o cutie de ceai de la Fares. Tot dintr-un BuzzBox am terminat și această ciocolată Toblerone My Brave One. Știți că este extraordinar de bună, ne place și nouă. Am folosit și aceste șervețele umede W5 cu miros de sea breeze. Îmi plac cel mai mult, deci acestea îmi plac cel mai mult. Nu-mi plac acelea bio acum. Nu pot să le folosesc. Acelea sunt micuțe, imediat se fac așa ghemotoc. Acestea sunt cele mai bune. Am folosit și am terminat acest gel de duș de la Yves Rocher cu lavandă și mure. Acesta a fost la 200 de mililitri. Nu este unul din preferatele mele. Este un gel de duș foarte bun. Este hidratant, miroase bine. Dar totuși, eu mă gândesc la lavandă atunci seara când vreau să mă relaxez. Și mă gândesc la mure, la acel gel de duș pe care îl folosesc dimineața pentru activare. Deci, lavanda cu murele era acolo ceva, nici pentru seara, dar nici pentru dimineață. Și îmi plac alte arome, dar el este un gel de duș foarte bun. Mai am unul pe stoc. Am folosit și aceste șervețele umede dezinfectante, Family Care Formula, de la Lidl. Să știți că a apărut la Lidl din varianta lor W5 de acestea dezinfectante și sunt foarte bune. E adevărat, au un miros pregnant de alcool, dar sunt bune. Am folosit ca de fiecare dată, în fiecare lună, o cutiuță de acestea W5 pentru ștersul ochelarilor. Mi-am schimbat și periuța de dinți, de obicei nu vi-o arătam, vi-o arăt acum, pentru că aceasta mi-a plăcut foarte mult, mult de la Bevola. Dacă vă trebuie cu peri moi, chiar moi, acestea sunt foarte bune, de aceea am păstrat-o pe aceasta ca să vi-o arăt. Hârtie igienică de la Floralis, am avut-o pe aceasta cu aloe. Am folosit și acest mic recipient, adică lichidul din acest mic recipient de la CeraVe, Foaming Cleanser, pentru spălarea tenului. Acesta a avut, imediat să vă spun cât, 20 de mililitri și mi-a plăcut foarte mult. Am și varianta mare, dar pe aceasta mică am primit-o spre testare și vă spun că vă ține aproximativ 2 săptămâni, pentru că nu trebuie o cantitate foarte mare. Acolo cât o boabă de fasole este perfect pentru plecări. Nu trebuie să-ți iei un recipient mai mare. Este super bun produs, n-am ce zice. Am mai găsit câteva pliculețe cu dark choco. Am folosit și această cremă pentru mâini de la Nala cu portocale. Ia uitați cum a ajuns ea. Cât
Tot. Am scos tot. Îmi place extraordinar de mult. Este hidratantă, foarte hidratantă. Are 98,2% ingrediente naturale. Mi-a plăcut extraordinar de mult și mirosul. Aici am folosit de la Balea Hair Mask această mască pentru păr din calendarul advent de la Balea. Magic in the Air, mi-a plăcut cum a mirosit, dar nu pot spune că este o mască extraordinară. Am folosit-o, m-am bucurat de ea, dar nu, nu o să cumpăr în variantă mare. Am folosit și acest patch pentru scoaterea punctelor negre de la Yada. Foarte bune acestea, le-am luat de pe Soleș și dacă cumpărați de pe Soleș, să nu uitați să folosiți și codul SOLE6955. Aveți o reducere de 5%, indiferent dacă produsele sunt deja reduse ca și preț. Am folosit și acest cleanser de la Novej, de la Oriflame, 200 de ml, un produs extraordinar de bun. M-am bucurat de el, era o bucurie să te să speli tenul cu el. Produsele de la Novej sunt foarte bune. Cătălina a terminat de la Giordani Gold Man acest deodorant, la fel, extraordinar de bun și acest deodorant. Am terminat și o pungă mare de cafea Chibo Expresso Milano Style. Știți că îmi place foarte mult. Un kilogram de boabe. Acum stând acasă, mă bucur de această cafea. Încă încă o cutie de la ceai tei, de la Fares cu ceai tei. Scuzați, dar sunt foarte obosită. Apoi, mai am o pungă mare de hârtie igienică de la Floralis. Am luat-o în săptămâna XXL. Acesta a fost cu piersici. Nouă ne place foarte mult. Cantitate, calitate, preț super. Apoi, am mai avut aici o mică mostră cu un se numea așa, stați, hidrogel cream de la Honest Beauty. Un ultim produs din acel calendar All Around the World și mi-a plăcut extraordinar de mult. Deci, fața mea era atât de hrănită, de luminoasă, de, cum să zic eu, îmi plăcea foarte mult, mi-a plăcut extraordinar de mult. Această variantă a avut numai, 22 de mililitri. Dar până la ultima picătură am folosit-o cu mare, mare drag. Crema este destul de scumpă, nu cred că o să o cumpăr eu, dar de această mostră m-am bucurat foarte mult. Am mai terminat și un gel igienizant pentru mâini cu acțiune rapidă de la Farmec. Acesta era destul de lichid, îl puneam în recipientele mici pe care le țin în geantă și este un produs foarte, foarte bun. Cătălina a terminat un parfum, acesta Verset Cuero, în gramaj de 50 de mililitri. Este dupe perfect după Terre d'Hermès, este un parfum extraordinar de bun. Momentan consider că toate dupurile făcute de Verset sunt cele mai bune după parfumurile celebre. Au o rezistență? Se aseamănă extraordinar de mult cu parfumurile originale. Lui îi plac foarte mult și acesta miroase super, super. Iar persistența lor, wow! Deci toată ziua, toată ziua, vă spun, sunt foarte bune. Încercați! Sunt variante de 15 ml, 50 de ml, 100 de ml. Le găsiți online în București, nu prea se găsesc în farmacii. S-ar putea ca în țară să se găsească în farmacii, ele acolo se vând. Noi le-am luat online. Încercați-le să vedeți cât sunt de bune. Apoi, un produs care, cum să spun, extraordinar, a fost acest serf pentru față, foaming de la It's Skin cu vitamina Q10. Superb, nemaipomenit. Ce să zic? Totul la superlativ. Așa arată sticluța goală, din sticlă de sticlă. Avea și pipetă. Pipeta
arăta așa, deci puteai să scoți până la ultima picătură de peste tot, având această formă mai îndoită așa și mi-a plăcut extraordinar. Deci serile de la It's Skin sunt super. Eu le-am văzut și le urmăresc pentru un preț mai bun tot pe Sole. Sunt cu diferite vitamine, cu A, cu E, cu C, cu ce doriți voi. Eu mi-am dorit cu Q10 și m-am bucurat de el. Uitați dacă vedeți, dacă observați, l-am ținut și în cutiuță. Ok. Am folosit și acest deodorant cu bilă de la Oriflame Happy Disiac. L-am folosit numai prin casă pentru că nu mă proteja mai mult de 2 ore. De la Ioana, Ioana 77, o găsiți aici pe YouTube. Am terminat această lumânărică de la Airwick. Mi-a plăcut, așa arată, așa ars. Mirosea foarte frumos în cameră, ea a fost micuță, nici nu știu câte grame a avut, dar a fost destul de micuță și se numea, a fost cu aroma Pink Sweet Pea. Și mi-a plăcut foarte mult, mulțumesc Ioana pentru ea. Apoi, arunc această mască neagră, Charcoal Mood de la Seven Heaven. Nu mi-a prea plăcut, nu știu, ceva nu-i plăcea pielii mele și eu nu sunt foarte sensibilă, dar ceva nu a mers. Ori ea era destul de veche și am folosit cam un sfert din ea, dar pe urmă am renunțat și am mai găsit un Dark Chocolate. Haideți că nu mai avem multe. Am folosit această mască pentru față, Love Nature Clarifying Clean Mask. Foarte bună masca, foarte bună. Duce către masca de la Himalaya, dar nu e, nu se ridică la același nivel, dar este o mască foarte bună. Ea vine în acest recipient. Cantitate destul de mare. Eu am folosit, am folosit-o de 2 ori din această cantitate. Cantitatea este de 10 ml și îmi pare foarte bine că au reapărut la Oriflame. Le scoseseră din din catalog. Sunt mai multe tipuri de măști. Apoi, am folosit cu mare plăcere acum iarna de la Yves Rocher acest gel concentrat cu vanilie, care zic că e 40 de spălări, n-au fost 40 de spălări, dar acum mi se pare că a fost momentul lui potrivit. Era dulce, ca o prăjitură, cremos, spăla foarte bine, un produs extraordinar de bun. Am mai folosit o mască, mini mask de la Mumuso cumpărată, cu aloe vera, foarte bună, foarte bună, dar ca și cantitate, vedeți că pare mare. Cantitatea dinăuntru a produsului nu era atât de mult. Nu era, cantitatea nu era mare aici. Era chiar fix pentru o aplicare. Te așteptai că măcar de 2 ori să aplici această mască, nu, o singură dată. Nu, nu sunt măști rele și nu costă mult. Le găsiți, bineînțeles, în magazinele Mumuso. Cred că în jur de 5 lei. Dar mi-a plăcut foarte mult această mască. Și ultimul produs, tot așa un produs dat spre testare, de la Vichy Mineral 89. Acest probiotic Fraction concentrat, mi-a plăcut extraordinar de mult acest produs. Mi-am cumpărat și eu un ser de la Mineral 89 în variantă întreagă. Acesta a fost micuț, micuț, de 5 ml, dar vă spun că l-am folosit în 4-5 zile, pentru că nu-ți trebuie foarte mult, este foarte concentrat și trebuia să-ți pui acolo o picătură, așa arată, perfect pentru atunci când vrei să pleci undeva, ții acest mic recipient ca și ser pentru față și nu mai ai nevoie de altceva. Bun, acestea au fost produsele, toate cărțile. Vă mulțumesc mult că a stat cu mine până la sfârșit, sper că v-a plăcut. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!